Trei dintre victimele accidentului de luni dimineață din Brăila au fost conduse pe ultimul drum. Da, necaz, nu, da, de cine aici, așa, sigur că da. Și copil și una, altă, ce... Păcat, deci am copilul, păcădie, e păcat, tineri amândoi, avea viața înainte, păcădie. Dar însă trebuie băgat pe viață. Numai da, acum două persoane și a rămas băiețel de 10 ani. Cinci persoane. Nici n-a apucat să-l ducă de acasă și a venit protecția copilului ca să ia băiatul. Este prea de vreme, la 41 de ani, eu 22, normal că e prea de vreme, e mama. Ancheta procurorilor în acest caz continuă acuzația de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, fiind acum îndreptată spre șoferul vinovat. Este începută urmărirea penală pentru conducător auto pentru faptele pentru care a fost începută urmărirea penală în rem, respectiv ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Șoferul va fi audiat după ce starea acestuia de sănătate îi va permite acest lucru. A fost operat, este în secția ATI, va fi transferat în secția ortopedie, starea lui este bună, operația a reușit. Toate sunt tare. În prezent nu a fost audiat în această calitate, întrucât în cursul zilei de ieri a sfârșit o intervenție chirurgicală, i s-a administrat o anumită medicație și audierea se va face după ce efectele acestei medicații vor dispărea.